Prin campania derulată de Poliția de Frontieră se dorește ca cei care fac contrabandă, dar și cei care cumpără țigări netimbrate să știe la ce pericole se expun. În primul rând este vorba de calitatea îndoielnică a produselor pentru consumatori, iar pentru cei care comit ilegalitățile, de pedepse ce pot ajunge până la 7 ani de închisoare. Vrem să ne apropiem de public, să-i prezentăm care ar fi implicațiile acestui fenomen, la ce riscuri se pot aștepta cetățenii care încalcă legile în vigoare. Campania de informare se va derula pe parcursul a 30 de zile în punctele de trecere ale frontierei din sud-vestul României. Partener este și o firmă importantă de țigarete. Toți cei care trec prin vamă vor primi pliante informative în care li se aduce la cunoștință la ce pericole se expun dacă se ocupă cu contrabanda de țigări. Oamenii nu percep contrabanda ca pe un pericol social, ci ca pe un mijloc de subzistență, ca pe o formulă naturală de comerț, cumpără ieftin și vând mai scump, eludând cu voie sau fără voie legea. Și din acest punct de vedere există și oarecare înțelegere la nivelul autorităților judiciare, adică pedepsele nu sunt întotdeauna cele mai mari și nu sunt întotdeauna aplicate. În județul Mehedinți, contrabanda cu țigări a ajuns la aproape 40%. De la începutul anului au fost confiscate 46.000 de pachete de țigări de contrabandă ascunse în cele mai neașteptate locuri. În cutia de vopsea, care avea o peliculă și sub pelicula aceea erau puse țigările. În produse alimentare. Deci în locuri, așa cum sunt prezentate uneori informații despre cei care sunt în detenție și vor să introducă telefoane, sume de bani, arme albe în penitenciare, așa se întâmplă, sau aproape așa se întâmplă și în punctele de frontieră, cu inventivitatea unora, între ghilimele, de a ascunde țigări în mijloacele de transport sau alte obiecte, alte bunuri asupra lor, unde nu te-ai gândit. În primul rând, este o zonă specială pentru că există o frăție a noastră cu sârbii din vremuri vechi. A existat un specific al locului. A fost embargoul de pe vremuri. Acum, contrabanda cu țigarete este extrem de bănoasă. Contrabanda cu țigări aduce o gaură în bugetul de stat de peste 40 de milioane de euro.